sat, vrea să mă vadă surat. Nu înțeleg de ce și cum, că nu sunt așa bătrân. Mai am mult de petrecut și mândruțe de iubit. Vreau să le iubesc pe toate, să nu fie supărate. Nu mă sor și nu mă sor, că-mi place să stau fecior. Cât sunt tinerel în floare și al lumea la picioare. Lasă că mă isura când o veni vremea mea. Și noi aștepta să-mi zică mândruțele moșulică. Bărbații mai tinerei mă vor însura și ei, că le sucesc mințile la toate nevestele. Niciunul din ei nu știe că ele mi-au sucit mie. Mândruțele măritate mă învață la păcate. Nu mă sor și nu mă sor, că-mi place să stau fecior. Cât sunt tinerel în floare și al lumea la picioare. Lasă că mă isura când o veni vremea mea. Și noi aștepta să-mi zică mândruțele moșulică. Mama zice, măi băiete, alegeți una din fete. Fă-te om la casa ta, să nu dai de vreo belea. Tata îmi zice, însoară-te și lasă mândruțele. Că mi-ai pus în cap tot satul, l-ai speriat și pe dracu. Nu mă sor și nu mă sor, că-mi place să stau fecior. Cât sunt tinerel în floare și al lumea la picioare. Lasă că mă isura când o veni vremea mea. Și noi aștepta să-mi zică mândruțele moșulică. Dragii mei și dragă Bogdan Oncioiu, alături de noi este un invitat cu totul și cu totul special. Este vorba despre Băcița Gorjenilor, nimeni alta, dragii mei, decât Ileana Lăceanu. Bun venit, Ileana, în emisiunea noastră. Un prilej deosebit, o emisiune specială pentru Bogdan Oncioiu, deoarece el astăzi, alături de interpreți dragi, interpreți mari ai cântecului popular românesc, și-a lansat albumul intitulat Ale naibii mândre în sat. Este cel de-al doilea album, este o mare realizare pentru el și sunt convinsă că este foarte bucuros, este fericit, are sufletul împlinit că astăzi, alături de el, iată, sunt oameni frumoși, interpreți consacrați, interpreți așa, cum ești tu, Ileana Lăceanu. Bine v-am găsit, mă bucur că am ajuns. L-am remarcat pe Bogdan mai de mult și mi-a plăcut timbrul lui vocal, mi-a plăcut temele lui din cântece pentru că abordează dragostea, iar la vârsta lui cel mai bine este să cântă despre dragoste. Acu eu cânt cu dușmanii, cu soacra, nu știu dacă mai e cazul să-i mai cânt la soacră, nu mai e. Dar acum, fiind vorba despre Bogdan, este frumos, este talentat și sunt sigură că va avea succes cu albumul lui cel nou. Chiar îți urez succes! Vă mulțumesc din tot sufletul, să știți că sunt foarte emoționat și mă onorează extrem de mult prezența dumneavoastră la această emisiune foarte specială pentru mine. Ce pot să vă spun decât că vă apreciez și vă urmăresc de când eram copil și pentru mine este un prilej de mare bucurie să mă aflu astăzi pe scenă alături de doamna Ileana Lăceanu. Sunt foarte fericit. Dacă nu erai căsătorit, te făceam un ginere, vezi? Da, sunt și căsătorit și nu că mă trage nevasta de urechi, mă trage mai rău fata de urechi. Da, asta am remarcat, ochii tăi albaștri și mi-am adus aminte că am și eu o fată cu ochii albaștri, de aceea am făcut această remarcă. Mulțumesc, Lata. Pentru că te avem aici, Ileana, te-aș ruga să spui argeșenilor și românilor ce proiecte de viitor ai tu acum în...
Wow! Eu am foarte multe proiecte, dar din cauza stagnării noastre artistice, pe plan artistic, nu putem să facem prea multe, pentru că, după cum știți, nu avem activitate ca să putem să ne realizăm tot ce ne-am propus, dar eu am terminat un album împreună cu mai tânărul meu coleg Ilie Dură, un album în care avem două duete și câteva cântece personale. Este gata de mult timp, dar suntem niște puturoși și n-am făcut fotografiile. Așa, urmează să facem fotografiile foarte curând și va ieși albumul nostru, care este foarte așteptat. Și bineînțeles că eu aștept de foarte mult timp un album cu maestru Botgros. Îl am de ceva timp la dânsul și chiar l-am sunat acum de curând și mi-a spus că în luna iulie vom înregistra. Aștept cu nerăbdare și deci am proiecte care se realizează așa încet încet. Da. Și bineînțeles că eu fiind la ansamblu profesionist Doina Oltului, de la 1 iunie începem spectacolele și mai vedem după aceea ce facem. Începe activitatea. Da, începe activitatea, da. Ai o activitate bogată în spate. Da. Ești și compozitor, ești textier, faci și linii melodice, ești un interpret foarte îndrăgit, ești un artist cu A mare. Fac mult mai multe decât știți dumneavoastră. Fac mult mai multe. Da, eu fac și costume populare, adică costume pentru mine, nu pentru altcineva, că n-am răbdare pentru altcineva. Da. Chiar acum, având așa mai mult liber, colegii mei de la Doina Oltului au profitat și le-am făcut la toți aproape melodii. Ca, atunci când oi pleca de la Doina Oltului, să rămână cu niște amintiri plăcute din partea mea. De la Ileana Lănceanu. Da, chiar. Vreau să te întreb dacă ai un sfat pentru Bogdan? Tânărul nostru Bogdan și pentru toți tinerii, dar în speță Bogdan, pentru că despre el este vorba astăzi. Păi ce sfaturi să-i mai dau eu acum, când el este deja la al doilea album? Să fie serios pe drumul cântecului. Asta nu înseamnă că eu, dacă am cântece satirice și sunt mai glumeață de felul meu, nu aș fi un om serios. Sunt și eu un om serios, de aceea am și rezistat 32 de ani pe cartea de muncă. Mulțumesc. Ca artist profesionist. Îți urez și ție, să ești angajat la Doina Argeșului. Da. De câți ani ești? De 4 ani sunt angajat. Atunci ce sfaturi să-i mai dau eu, că sigur de la soliștii care sunt angajați acolo am învățat foarte multe, așa cum am învățat și eu de la colegii mei când m-am angajat și chiar mi-aduc aminte cu multă plăcere când îmi spun, mai țin minte când ieșeai cu săculețul și îmi băgau cărămidă în săculeț colegii mei și făceau tot felul de... da, cu mine... Atât, ce pot să-i spun eu? El are tot ce-i trebuie. Ce să-i mai spun eu? Nu știu ce să-ți mai spun ca să faci că tu știi. Eu sunt foarte emoționat și mă bucur mult. Să știi de tot. Că și eu sunt emoționat. Uite-te la fața mea cum curge apa pe mine. Ne bucurăm chiar, cu toții de prezența dumneavoastră. Chiar și după atâția ani de activitate am emoții și niciodată nu-mi dispar emoțiile. Trăiesc prin cântec și nu numai prin cântec. Îmi place drumul acesta pe care mi l-am ales. Și asta vreau să spun și ție acum, să-ți placă muzica și să-ți placă din suflet, să nu cânți numai pentru bani. Deci să cânți și pentru sufletul tău și de plăcere. Că, banii ne trebuiesc, într-adevăr, dar atunci când cânți și de plăcere, este totul mai frumos și viața trece mai frumos. Mulțumesc foarte frumos, din suflet, mulțumesc, mă onorează cuvintele noastre. Ai spus foarte frumos, Ileana. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă știu și pe dumneavoastră de foarte mult timp, doamna Ioana, și tind să cred că am legat așa o mică prietenie de pe timpul când ne filma regretatul Aurelian Preda și atunci când ne întâlneam avea el o echipă a lui pe care o iubea foarte mult și dorea să-i promoveze, adică mă refer echipa de soliști, care nu erau atât de cunoscuți și el a dorit foarte mult să ne promoveze pentru că merita. Zic eu. Da, este, zic eu, o mare prietenie între noi, chiar dacă nu ne vedem foarte des, pentru că tu, Ileana, ai fost prezentă la multe, multe spectacole. Ai fost la Ilie Dură la lansare, ai fost prezentă în spectacolul, iată, în memoria Aurelian Preda, în spectacolul Mariei Loga, deci în multe spectacole, ai fost și în direct în emisiunile pe care noi le realizăm.
Și eu zic că totuși, fiind și vărsătoare la fel ca mine, că vorbeai că ești un om serios în... Trebuie să recunoașteți că vărsătorii sunt oameni sensibili. Și sensibili și mai sobri, așa puțin. Serioși, adică dacă... dincolo de scenă. Da, dincolo de scenă, chiar îmi zicea o doamnă odată la o emisiune că m-a văzut prin piață și nu eram atât de veselă ca la televizor. Păi ce să fac prin piață, să trec râzând așa, fără motiv? Ne se mai întâmplă. În viața privată toți avem probleme, toți avem copii, toți avem ca orice om. Așa este, Ileana. Îți mulțumesc pentru, încă o dată, pentru prezență. Vreau să știu și să-mi promis că vei fi alături împreună cu Ilie Dură într-o emisiune în care să lansăm albumul în duet. Sigur că da, cu mare plăcere. Numai să pot, adică să nu intervină ceva care nu mi-ar da voie. Stabilim din timp, bineînțeles, dacă și dorești. Eu zic să stabilim din timp și să aducem această plăcere în sufletele ascultătorilor. Îmi place costumul tău popular. Mulțumesc. Foarte frumos. Mulțumesc. Vezi că te analizez cu coada ochiului. Mulțumesc. O reală plăcere, dragii mei, prezența Ilenei Lăceanu. Să o punem și la treabă, să ne cânte. Ileana Lăceanu. La mândruța mea frumoasă s-a scumpit ziua de coasă. S-a scumpit mai mult cu 100 față de vara trecută. La mândruța mea frumoasă s-a scumpit ziua de coasă. S-a scumpit mai mult cu 100 față de vara trecută. Bat la coasă și-o aștept, inima mi sare din piept, o văzui din depărtare că vine cu de mâncare. Bat la coasă și-o aștept, inima mi sare din piept, o văzui din depărtare că vine cu de mâncare. De mâncare facem altă socoteală și cădem la îmboială. Dacă-mi dă o sărutare și mi-aduce de mâncare, facem altă socoteală și cădem la îmboială. Bat la coasă și-o aștept, inima mi sare din piept, că văzui din depărtare că vine cu de mâncare. Bat la coasă și-o aștept, inima mi sare din piept, că văzui din depărtare că vine cu de mâncare. Și mâine iar mă de-i mai fur o sărutare, plec acasă fără parale. Eu dau cu coasa mai rară ca să vin și mâine iar mă de-i mai fur o sărutare, plec acasă fără parale. Pana coasă și-o aștept, inima mi sare din piept, că văzui din depărtare că vine cu de mâncare. Bat la coasă și-o aștept, inima mi sare din piept, că văzui din depărtare că vine cu de mâncare. Muzica.
nu-mi pare rău deloc, că mândra-i frumoasă foc, mă. Și de-o-i pierde vara toată, tot va fi a mea odată. Dar nu-mi pare rău deloc, că mândra-i frumoasă foc, mă. Și de-o-i pierde vara toată, tot va fi a mea odată. Și-o aștept, inima-mi sare din piept, t-o văzui din depărtare, că vine cu de mâncare. Batracoasă și-o aștept, inima-mi sare din piept, t-o văzui din depărtare, că vine cu de mâncare. Dușmani, voi credeți că eu n-am bani, mă. Să mă țin de voi 5 ani cu cuțitul în buzunar. Ori voi mă omorâți pe mine, ori eu pe toți vă pun bine. Ori voi mă omorâți pe mine, ori eu pe toți vă pun bine. Lele, draga mea, sărutați-a și gurița, lasă-mă să pătinesc, că n-a știut să iubesc. Of, șaoleu, mă, ce credeau dușmanii mei, că mă bat slugă la ei, mă. Și eu și copiii mei, și eu și copiii mei. Dar Dumnezeu ca un sfânt nu le face lor pe gând, le face pe gândul meu. Mulțumesc lui Dumnezeu. Lele, draga mea, sărutați-a și gurița, lasă-mă să pătinesc, că n-a știut să iubesc. Nu-și cer mult, că nu-și cer bani împrumut, mă. Cer noroc și sănătate, atunci ați bogat în toate. Că dacă sunt sănătos, dușmanii nu mă pun jos. Că dacă sunt sănătos, dușmanii nu mă pun jos. Lele, draga mea, sărutați-a și gurița, lasă-mă să pătinesc, că n-a știut să iubesc. Of, șaoleu, mă, Doamne, dușmăniorii mei, păi, Doamne, bolovăniei, mă. Să calc cu cisma pe ei, să calc cu cisma pe ei. S-au ucis m-a scârțâind, mândra din frunză pocnind. S-au ucis m-a scârțâind, mândra din frunză pocnind. Lele, draga mea, sărutați-a și gurița, lasă-mă să pătinesc, că n-am știut să iubesc. Lele, draga mea, sărutați-a și gurița, lasă-mă să pătinesc, că n-am știut să iubesc. Și eu cioban, tocmai de la Telorman. N-are oi, n-are batali, are cape și măgari. Mi-am găsit și eu cioban, tocmai de la Telorman. N-are oi, n-are batali, are...
are capre și măgari. Adevărul să vi-l spui, uhăi du și uhăi da, că nu-mi plac caprele lui și-a băina și nașina, nici măgarul urecheat, uhăi du și uhăi da, dai dulce la sărutat și-a băina și nașina. Hăi, îmi place brânza de capră, dar nu vreau măgar la poartă, că degeaba casa-i mare cu măgarul la intrare. Am ajuns băciță la măgar și la căpriță, neamurile mă vorbesc, dar ciobanul mi-l iubesc. Uite așa am ajuns băciță la măgar și la căpriță, neamurile mă vorbesc, dar ciobanul mi-l iubesc. Că-i băiat bun și de treabă, uhăi du și uhăi da, toate-n seamă nu le bagă și-a pâina și nașina. Și mi-e drag al meu cioban, uhăi du și uhăi da, când trec pe la Teleorman și-a pâina și nașina. Hăi, na, 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 căpriță, na, cu măgarul după ea și ciobanul în urma lor la păscutul caprelor. Hăi, hăi, ne-am vorbit aseară noi să ne cumpărăm și oi, că așa-i lumea, ce să-i faci, vrea să fim ca la novaci. Ne-am vorbit aseară noi să ne cumpărăm și oi, așa-i lumea, ce să-i faci, vrea să fim ca la novaci. Ca ciobanii de pe Jiu, uhăi du și uhăi da, și ca cei de la Sibiu, și-a păina și nașina. Toți ciobanii cu turme mari, uhăi du și uhăi da, oi și capre și măgari, și-a păina și nașina. Hăi, și vreo 6-7 câini să păzească pe la stâni, să aibă grijă și de noi când vine ursul la oi. Am glumit și eu un pic, cu ciobanul n-am nimic. Dragii mei și oameni buni, nu mă credeți că-s minciuni. Am glumit și eu un pic, cu ciobanul n-am nimic. Că tot trec prin Teleorman, uhăi du și uhăi da, dar nu știu niciun cioban și-a păina și nașina. Poate aici o să găsesc, uhăi du și uhăi da, de el să mă îndrăgostesc și-a păina și nașina. Hai, cel mai fain dintre cioban, nu m-am ciudă la dușmani, să fiu și eu ciobăniță, să mânc brânză și jintiță. Hai și de capre și de oi, cum fac ciobanii la noi, și călare pe măgar să mă întorc la Teleorman.